Conform ultimului recensământ al populației, municipiul Giurgiu numără puțin peste 54.000 de locuitori, dar câți dintre aceștia au un loc de muncă stabil? Foarte puțin, conform spuselor primarului Nicolae Barbu. Acesta a declarat că la momentul preluării mandatului de primar, adică în iunie 2012, doar 11.000 de giurgiuveni figurează ca fiind angajați cu carte de muncă, motiv pentru care își dorește o inventariere a populației. Am preluat mandatul cu 1.082 de firme și 11.100 aproximativ persoane angajate cu carte de muncă. De aici am preluat la 1 iulie. Vreau să văd peste 4 ani unde ajung. Este pariul meu cu mine și cu cetățeanul, dar în primul rând cu mine. Pentru că statisticile plasează municipiul Giurgiu pe harta orașelor cu o slabă putere economică, primarul Nicolae Barbu intenționează ca în primii 2 ani de mandat numărul celor cu loc de muncă să crească cu 20% și cu 30% până la finele mandatului.